Salut tuturor, aici Bosader și bine ați venit la un nou review, să zicem așa. Bine, nu știu chiar în tocmai cât de review va fi, pentru că va dura ceva, nu pot să-l termin tot azi. Pentru că, da, după cum bine știți, am promis că îmi voi lua placa video nouă. Asta e placa video veche, asta e placa video nouă. Da, avem luat un GTX 770 4GB Overclock Edition de la Gigabyte. Da, ignorați Cora, am fost cu ea până în Cora și mi-a trebuit să-mi pun o ștampilă. Da, aici l-avem în sfârșit, după atâta timp am luat și o placa video cea nouă, asta e cea veche, cea care o voi da ca și giveaway persoanelor care m-au ajutat să strâng bani pentru această placă video nouă. O să le contactez să văd care persoane mai sunt încă interesate de acel giveaway, deși știu că mulți dintre ei îi cunosc, pentru că se pare că cei care au donat pentru mine sunt prieteni ai mei și pe majoritatea și cunosc și pe cei care nu îi cunosc o să le trimit un e-mail. Da, le trimit un e-mail, le întreb dacă sunt interesați de placă, ca să știu dacă organizez un micuț giveaway. Din The Gang știu că cei care au donat toți vor să participe, nu știu, din diverse motive, ori să o câștige pentru ei, ori să o vândă, nu știu, nu mă interesează. Așa că, cum să spun, asta o voi da ca și giveaway, o voi curăța puțin, o voi șprea ceva ca să o curăț. Iar acum, hai să vedem cea nouă. E atât de fină. Da, după cum vedeți, e exponențial mai mare cutia față de celălalt și badabim, badabum. Stai să tragem asta așa. Da, aici este, scuzați zgomotul, Windforcer-ul GTX 770 4GB Overclocked Edition. Ca puțin să scoatem siguranța aia de acolo. Chestia asta s-ar face mai bine cu camera web de aia. Jet, era s-o cap. Ia. Păi că nu pot să pun tobe. Ia, stați puțin să fac negru. Ca să o scot. E atât de frumoasă. Și, tadam. Ia uite, are trei culori. E varianta Gigabyte Windforce. Din când te ține aminte, Windforcer. Are DVI-uri, două DVI-uri. DVI-I și DVI-D. Cu un HDMI și un DisplayPort. Cei care folosiți încă VGA ca mine, s-ar putea să vă trebuiască vreun adaptor. Eu deja mi-am cumpărat unul, dar o să vedem dacă cumva pachetul conține și un adaptor. Vă recomandez să aveți nevoie de o sursă de minim 600W. Deci ca să funcționeze, vă trebuie sursă, ignorați sursul de acolo. Vă trebuie o sursă de minim 600W cu care să aibă două conectoare Molex de 8 pini, ca să vă funcționeze foarte bine. Eu am deja, a mea e de 500W, dar e 500W reali, adică s-ar putea să meargă foarte bine. Am căutat pe net, m-am interesat și toată lumea spunea că funcționează foarte bine. Aici este PCI Express-ul 3.0 și eu am 3.0 pe placa mea de bază, care este cea de aici. Bine, ea mai are un S aici, mai are un S între 7 și ăla, nu știu, n-am cutia. Bă, nu, e un... Nu e H77, bă, da, așa e. Nu, e exact aici, e cea de-a doua. Cea de-a doua, nu Z-ul, ci 7-l. Ci H-ul. Arată super, îmi place, e destul de greoaie în comparație cu pișperelul ăsta, deci e jumătate. Deci trebuie să aveți cumva o carcasă destul de mare și spațioasă pentru lucrul ăsta. Ce mai avem aici? Stai să o întorc în câteva feluri. Ce mai aveți aici este... pentru SLI, da, aveți pentru SLI, dacă vreți să vă legați mai multe plăci video, și cam atât, da, asta e placa video, s-o punem frumos pe, asta e aici, o ventilatoare frumoase, da, are un pachet de răcire foarte, foarte bun, uite, și conectorii, aveți și cabluri de conectat pentru curent, că dacă, nu m-am uitat dacă sunt sau nu. Deci, uite, aveți de conectat aici, dacă aveți nevoie de curent, pentru, n-aveți mufele, s-ar putea să vă rezolvați cu astea. Ce mai avem aici? Un micuț guide, care nu ne interesează. Ce e asta? Driver și graphics acceleratorul. Eu o să-l instalez. Nu știu. Și cam atât.
Da, cam atât conține pachetul de la Gigabyte. După ce termin cu unboxing-ul, o să pun imediat după video ăsta. De-aia am zis că o să ar putea să dureze 2-3 zile după ce voi lua placa video, ca să pun și câteva benchmark-uri. Așa că vă las cu benchmark-urile care le voi face în continuare. Ok, pa, pa! Have been found guilty of treason and conspiracy. Crimes punishable by death. Thank you. Thank you ever so much. It's a just thing you've done.
have taken the objective. Team Deathmatch. Time to work, Ghost Squad. Enemy SATCOM spotted.